Bună seara, domnule președinte. Ionuț Cristache, Antena 3. Aș dori să vă... Stați. Postul de propagandă, dezinformare și înșelare a românilor. Da, Antena 3. Vă rog. Voiam să vă... Postul patronat de domnul Voiculescu, care a fost condamnat în primă instanță la 5 ani pentru furt. Domnule președinte, permiteți-mi să vă adresez întrebarea. Nu, da, vroiam să mă conving dacă e postul Dar Antena 3, acela despre care v-am spus. Nu este un meci între mine și dumneavoastră. Eu am o întrebare la care sper să obțin un răspuns. Domnul Dar Voiculescu dumneavoastră, nu este în calitate aici. De ziarist al postului de dezinformare, Antena 3, da? Dar nu înțeleg de ce sunteți. Vă rog. Pot să vă întreb? Cum Puneți ați reacționat întrebă. Când fiica dumneavoastră v-a înștiințat că lucrează pentru Niș Petrol, subsidiara Gazprom în România, și că obține bani de la Gazprom? Nu m-a informat. V-am informat eu. Acum noi avem documente, mărturii, video, le-am difuzat aseară. Deci, domnul ziarist, pentru că mințiți, fiica mea n-a obținut niciodată bani de la Gazprom. Avem contracte. Asta este o minciună a securistului Voiculescu, pe care, din păcate, o pune în gura unor copii. Dumneavoastră sunteți un copil. Nu. Pentru banii lui Voiculescu renunțați să mințiți. Dar nu este o minciună, domnule președinte. Vă mulțumesc, v-am răspuns. Dar am acte, vreți să vi le aduc? Vă mulțumesc, v-am dat răspunsul. Ce acte aveți? Că a luat bani de la Gazprom? Nu, dar avem contracte. Aveți un dram de decență. Știți ce face un notar? Toate achizițiile făcute în România de Gazprom au fost legalizate de notarul Ioana Băsescu. Domnul ziarist, mințiți ca și patronul dumneavoastră condamnat la 5 ani, ca și postul dumneavoastră de propagandă. Mulțumesc. Chiar nu mint, domnule președinte. Chiar sper să mințiți. Sper să Eu dați un nu răspuns. Vă contrazic că Ioana poate avea legalizare de acte. Păi despre de asta oricine. Este vorba. Despre Dar, asta este vorba. Păi și cum vă permiteți să spuneți că a luat bani de la Gazprom? Păi, când prestezi servicii pentru cineva, ești plătit. Dânsa a legalizat prin biroul notarial acele acte de achiziționare. A făcut fiica mea un contract cu Gazpromul? Nu, cu Niș Petrol, domnul, care este subsidiară rog, a Gazprom. Ca securistul Voiculescu. Dar nu vă mulțumesc. Nu are legătură nimeni. Renunțați. Renunțați că Nișul, din câte știu, este o companie sărbă. Bun, și postul Antena 1 e cumpărat de un securist și dumneavoastră spuneți că nu sunteți securiști, nu? Nu-i cumpărat de un turnător Antena 1? Și vă face cineva turnător și pe dumneavoastră? Ok. Pentru că nu știu. Și eu trebuie să vă cred. Dom'le, nu mi le aduceți mie. Dacă a făcut un contract cu Gazprom, este una. Dacă în calitate de notar a spus că vă cheamă cum vă cheamă, notarul e notar, doar constată.